Spuneți-ne de la începutul procesului, cum ajunge o țesătură simplă, o bucată de pânză, să devină ie frumoasă? Deci noi avem pânza, valul de pânză, care îl vedeți așa. Da? Din el se taie, se măsoară pentru o ie mare, o ie mică, o ie cu mânica scurtă, se calcă, se tivește, se brodează, se spală și apoi se ajunge, așa este brodată. Și apoi ajunge să se încheie. Da, o să desfac, să vă arăt. Este mânica la o ie, așa arată, brodată, și apoi se încheie. Și la urmă se pune un șnur, care îl vedeți aici la gât, și după aia se face crețul, se numește, la gât, sau pielea găinii. Deci se brodează pe bucăți și apoi se croiește. Da, mâneci, se croiește pe mâneci, piept, astea sunt mânecele. Așa că vă arăt că sunt brodate, sunt mânecele, uitați. Și pieptul și spatele. Și apoi se încheie. După ce a ajuns spălată, călcată, se încheie. Asta este. Adică se cos împreună. Da. Asta e spatele? Sau piept, e pieptul? Pieptul asta. Și acolo va fi gâtul. Aici la gât, vine, pornim de aici, după ce se încheie pe aici cu clinul ăsta sub braț, da. Se pune un șnur aici și apoi se face crețul la urmă, care vedeți ele cum sunt încheiate. Este lucru peste o lună și ceva la o ie. Dacă lucrează două persoane, se cunoaște lucru. Una lucrează mai strâns, una lucrează mai lejer și automat e diferă la lucru. Cine începe ea trebuie să o termine. Da, trebuie să o termine până la sfârșit.